comunitatea bisericii în timpul pandemiei a lansat și în Bulgaria o serie de discuții criticate de unii și aclamate de alții. Luni, 30 martie, vicepremierul Tomislav Danchev și generalul Venceslav Mutafchischi s-au întâlnit cu patriarhal neofit și alți mitropoliți la Palatul Sinodal din Sofia, unde au discutat mai multe aspecte legate de viața liturgică din Bulgaria în contextul pandemiei, potrivit Basilica. O agenția de presă a Bisericii Ortodoxe Române a prezentat pe site-ul lor situația vecinilor de graniță și măsurile care s-au luat în contextul pandemiei, dar și a sărbătorilor pascale care se apropie. Citeste-si, semn miraculos în pandemie. Coloana de spin a lui Iisus Hristos a înflorit, le-am spus mitropoliților când m-au sunat și i-am sunat și eu să facă tot posibilul să mențină distanța între credincioși, să dezinfecteze icoanele și locul unde se întâlnesc, a transmis săptămâna trecută premierul Bulgariei în timpul unui briefing de presă pe tema coronavirusului. Premierul bulgar Boyko Borisov este de părere că măsurile extreme de restricție nu ar trebui să se aplice și în rândul bisericilor. Doar Domnul ne poate scăpa de această criză. Aceasta este părerea mea pe acest subiect. Știu că mulți atei spun să închidem bisericile. Pentru toate celelalte am voința, am curajul, dar acest lucru nu pot să-l fac, virgulă, a mai spus el. Citeste-si, vești proaste pentru români. Apar primele tăieri de salarii. Ce categorie de bugetari este vizată? Gigi Becali merge și el zilnic la biserică. Eu nu pot fără liturghie. Imediat. Gigi Becali a contribuit foarte mult în lupta împotriva coronavirusului. El a făcut donații spitalelor. A ajutat bătrânii și bisericile din România. Citeste-si, măștile comandate de Gigi Becali la fabrica de cămăși nu sunt bune de nimic. Ele chiar pot pune în pericol sănătatea. Patronul FCSB este cunoscut pentru faptul că este un om foarte credincios. În plină pandemie de coronavirus, Gigi Becali a recunoscut că participă în continuare la slujbe și că nu poate fără liturghie. El a povestit că duce mâncare, echipamente și măști de protecție călugărilor. Mai mult decât atât, Gigi Becali are o adeverință din partea mănăstirii la care se duce, care confirmă ajutorul pe care îl oferă. Da, așa e, merg la o biserică pentru că le duc de mâncare călugărilor, duc măști, echipamente, trebuie să ajutăm oamenii bătrâni, da? Am și hârtie, adeverință din partea mănăstirii, în care scrie că Domnul Becali ne aduce mâncare și ne ajută la desăvârșirea Sfintei Liturghii. Da, particip la slujbe, trebuie și cineva să zică amin. Eu nu pot fără liturghie. Mor imediat. Virgulă, a spus Gigi Becali, în cadrul unui post de televiziune, potrivit Digi Sport.